La ora aceasta avem investitori care primesc bani lunar deja din parcul S4. Pe salut cu drag, astăzi din parcul fotovoltaic ce va urma să devine și se numească S6, 7, 8, 9 și 10. Am astăzi microfonul aici pentru ca să scoatem vântul de pe fundal. Dacă nu știați, există un program AI care scoate vântul din filmări și pe cât se poate o să încercăm să facem o filmare în plin vânt și vă spun că facem filmarea aceasta în plin vânt pentru că este unul din avantajele pe care le avem pentru a avea acest parc aici. M-am gândit să începem cu parcul S6, 7, 8, 9 și 10, adică 5 parcuri la oaltă, deoarece, după cum vedeți, este doar câmp, iar pe acest câmp o să urmeze să apară panourile. Iar dacă cumva se vede până la final cât de lung este parcul și de asemenea, dacă cumva știți localizarea, este chiar lângă cartierul Izvor, de lângă Brașov, iar acolo se văd mulți bușteni. Cu alte cuvinte, avem toată ziua soare, sudul este perfect în lungimea acestui parc, iar acesta este al doilea motiv pentru care am făcut acest parc aici. Astăzi voi spune cele 5 motive pentru care am decis să facem acest parc aici, de asemenea și celălalt de lângă, deoarece am învățat de-a lungul timpului, avem 9 ani experiență în domeniul energiei și de-a lungul celor 9 ani am învățat cele bune și cele rele. Așadar, acum am ajuns să le facem pe cele bune, ca urmare a experiențelor mai puțin bune, iar lungimea, după cum vedeți, a acestui parc este un mare avantaj și este de asemenea numărul 3 ca și avantaj la acest parc, deoarece avem foarte mare eficiență, el fiind foarte pe sud, distanța între rânduri putem să o lăsăm numai bună pentru ca să nu se umbrească și de asemenea să avem panourile pe sud toată ziua ca soarele, după cum se vede sus, să bată exact pe ele și să producă cât mai mult posibil. Așa cum am spus, acest parc este făcut de-a lungul timpului cu multe lucruri învățate din alte experiențe și de asemenea vă puteți uita și vedea acolo deja stâlpi pe care acest parc vor fi montați. Noi le numim ferme. Sunt absolut toate fermele gata pentru acest parc, deoarece construcția lui a început primată în atelier unde am fabricat aceste ferme pe care mai departe le vom vopsi, bineînțeles, cu o vopsea galvanizată pentru ca să țină cât mai mult timp posibil și de asemenea, după cum se vede, lungimea acestui teren va fi foarte bine eficientizat la nivelul cablurilor pentru ca să tragem cât mai puține și cât mai eficient posibil, nu numai financiar, cât și la partea de producție a energiei. Deja parcurile sunt faimoase, lumea știe unde sunt poziționate, totul este la vedere, transparență mai mare nu există, pentru că, așa cum am zis, sunt exact lângă cartierul de case. Dacă vă uitați, acest cartier de case este aici într-un mod strategic, bineînțeles, noi ne-am pus aici într-un mod strategic, iar dacă vă uitați pe sus, de medie, de 9 MW, numai până pentru ceea ce avem noi nevoie în acest parculeț, care o să sumeze 5 ori 4, adică 2 MW. Așadar, de 9 MW putem foarte ușor să folosim 2 MW pe parcul nostru, MW care vor fi folosite în mare parte exact aici, în acest cartier, care consumă și care are mari probleme de-a lungul alimentarea cu energie, de aceea s-au construit foarte multe case, în continuare se construiesc mai departe, iar aceste case, deși se construiesc, ele nu au prevăzute puncte de transformare și, mai bine zis, unități de producție. Așadar, noi vom fi una de acele unități, venim cu un ajutor ca să nu mai poluăm natura cu diverse metode de a produce energia în mod poluant și chiar dacă spuneți că panourile sunt poluante și după aceea ce facem cu ele, credeți-mă că sunt deja multe metode ca să le putem refolosi ca și materiale și, de asemenea, avem o grămadă de pământ care nu este folosit și, de asemenea, avem pământ care are nevoie să mai și odihnească, pentru aceste plin cu pesticide și hrana care o facem nu mai are aceeași valoare precum a avut-o. Cu siguranță foarte multe persoane dau cu piatra și spun că cei care fac panouri poluează pentru că ce o să facă cu ele, dar nu vin cu o soluție mai departe, nu vin cu o variantă de a produce energie, deoarece fără energie nu se întâmplă nimic, nu se mișcă nimic și totul se poluează cu combustibil care îngreunează mai departe buna creșterea planetei. Așadar, să nu te vin de la subiect. Abia aștept să fac pozele oficiale la acest parc cu munții care se văd în spate, priveliștea minunată din acest parc, un parc care
este în transparență totală. Vă arăt exact locația, unde îl facem, vă arăt în fiecare pas, după cum am arătat fermele, vă arăt terenul. Gardul este făcut tot împrejmuit până la capăt, numai cât a durat să facem acest gard, iar mai departe încercăm să ne menținem termenele ca să terminăm până în iunie acest parc. Iunie, parcursul în iunie, nu știm exact când va fi gata, dar îi dăm tare pentru ca să ne încadrăm. De asemenea, în cazul în care nu ne încadrăm, să știți că prefer să dureze mai mult decât să-l facem în grabă, iar după aia să ne pară rău și să facem reparații și alte prostioare, românisme și așa mai departe. Nu facem lucruri de genul acesta. Parcul va trebui făcut cu timp, cu pauză, cu verificări și așa mai departe, până când este făcut așa cum trebuie. Știu că poate s-ar putea să depășesc puțin terenul, dar prefer să-l depășesc deoarece avem 20 de ani, lună de lună, de primit bani din acest parc, un tip pentru care mai bine să nu ne grăbim decât să ne grăbim și după aia să trebuiască să oprim parcul din producție. Mare atenție, pentru că în acest domeniu o să apară în continuare tot felul de amatori. Pare simplu să faci un parc, nu este simplu. Echilibrarea stringurilor, tensiunile, împământarea, poate să ia foc, poate să-l trăznească, etc. Mare atenție la lucrurile acestea, deși pare simplu, nu este, iar persoanele care nu au experiență în acest domeniu, cel puțin ar trebui să lucreze cu persoane care au experiență, pentru că altfel riscă atât banii lor, cât poate și banii altora, iar după 5 ani nu vreți explicații, mai ales când deja v-ați obișnuit ca să primiți lunar bani. Cu toate că poate vântul de afară nu ne place și deranjează, să știți că este cel mai bun lucru pentru panouri, deoarece ele funcționează cel mai bine la 23 de grade, iar în momentul în care va bate vântul mai departe toată vara pe ele, ele se vor răci și vor putea să fie mai eficiente. De aceea am ales ca în continuare să facem parcul în zona de munte, pentru că aici temperatura este optima, 23 de grade, exact cât este cerută de către producător. Așadar, după cum vedeți, în curând o să vă trimit noutăți pentru acest parc, iar mai departe, de la nivelul de gard și ferme făcute, trecem la parcul următor, S2, S3, S5, ca să vedem unde am ajuns cu lucrările și acolo. După cum vedeți, suntem încă la parcul S6, 7, 8, 9 și 10. Am ales să avem toate parcurile la loc, deoarece în cazul în care legea se schimbă și este mai favorabil să fim producători, ne putem transforma de la o zi la alta. Avem linia, după cum am arătat, foarte aproape de noi. Putem să injectăm 2 MW, fiind o linie de 9 MW, după cum se vede. Are 3 fire de 3 MW, iar mai departe suntem pregătiți pentru orice variantă în care noi suntem mai eficienți și de asemenea producem pentru investitorii noștri. Așadar, lăsăm parcul S6, S10 în urmă și mergem nu foarte departe la parcul S2, 3 și 5, care este tot în cartierul Izvor, dar pe partea cealaltă. Am ales să facem lângă cartierul de case ca să putem să dăm energia aici, să avem unde să o descărcăm chiar foarte aproape, să facem un lucru bun, așa cum am zis, să descărcăm din energiile nu negative, poluante din România, pentru a putea să creăm o țară mai frumoasă și mai curată cu energie verde. De asemenea, parcul S4, pe care nu prea îl pomenesc, este parcul care a fost deja oficializat și pornit în luna ianuarie acestui an. Deci el produce deja ianuarie, februarie, martie și aprilie, a produs 4 luni de zile deja, iar pentru cei care au investit în acest parc am plătit în fiecare lună, iar la ora aceasta avem investitori care primesc bani lunar deja din parcul S4. Acel parc a fost gata mai repede deoarece nu știm când sunt gata, în funcție de zonă, în funcție de rețea, în funcție de poze transformare, în funcție de foarte multe aprobări. După cum am zis, nu vreau să ne grăbim, vreau să le facem bine. Dacă unul merge mai repede, unul mai încet, nu contează, pentru că e vorba de 20 de ani, nu putem să ne grăbim la o lună, două și să facem cine știe ce românisme ca după aceea să ne pară rău. Iar parcul S4, după cum ați văzut și în imagini, este gata, este în funcțiune, merge, am fost cu investitori acolo, am fost cu Dorian Popa, am fost cu toată lumea, așadar deja avem dovada faptului că ceea ce noi oferim funcționează, sunt oameni mulțumiți, sunt oameni care primesc în fiecare lună, sunt oameni care primesc un raport, le explicăm câți bani, de ce atâția bani, cât o să vină și așa mai departe, ca toată lumea să știe și să înțeleagă cum funcționează această activitate. De asemenea, noi o facem să pară foarte simplă, pentru că spuneți-mi și mie o activitate în care în 5, în 7, chiar și în 10 ani îți poți primi banii înapoi cu siguranță. Sunt foarte puține astfel de activități, multe dintre ele necesită ca să fie acolo tot timpul,
trebuie să știi să faci cu cap ceea ce faci, iar din 10 afaceri, 9 pică în primul an. Așadar, este foarte greu să găsești ceva care să funcționeze fără tine. Să dai banii cuiva, să fii sigur că îți dă banii înapoi. Din ce? Noi vă arătăm exact pas cu pas. V-am arătat parcul S6, S10, care este la nivel de gard. Am împrejmuit doar terenul și am făcut stâlpi de susținere. După care o să vă arăt pas cu pas ca să vedeți toți cei care poate vreți să faceți un parc fotovoltaic acasă, poate vreți să-l faceți pe un teren al cuiva. Nu vă recomand să vă aruncați în această activitate dacă nu aveți experiență, pentru că o să plătiți cu bani experiență și dacă nu sunt banii voștri, o să luați bani de la alții și nu o să fie bine, pentru că o să vedeți câte lucruri apar în momentul în care ești nou într-o activitate. Noi suntem de 9 ani de zile în domeniul energiei, la anul facem 10 ani și eu fac 40 de ani, așadar nu este nimic aruncat la întâmplare. Haideți să mergem la parcul S2, S3, S5, iar până atunci să facem liniște că doarme copilul în spate. Am ajuns în parcul S2, S3, S5. După cum vedeți, panourile lungi așteaptă să fie montate. Toate, până la ultimul panou, sunt cea mai bună calitate, cele mai scumpe panouri, 555-545 de W, cu voltaj mare și cu absolut toată calitatea maximă financiară pe care am putut-o investi în ceea ce facem. Am întărit parcul cum nu se poate mai tare, avem tălpi de beton care sunt făcute pentru uragane, nu pentru vânturile care le avem în România. Mai departe, după cum vedeți, am ajuns aproape la mijlocul parcului, deci S2, S3, S5, aproape la mijloc, am făcut un video săptămâna trecută. Ei bine, într-o săptămână ne-am mișcat foarte repede, avem peste 40 de persoane care lucrează alături de noi, atât pe partea de atelier, cât și pe partea de teren. Acum probabil vedeți doar pe cei care se ocupă de partea de teren. Avem alte echipe care fac parte de montaj, iar la ora aceasta suntem la mijlocul parcului S2, S3, S5. O să coborăm imediat ca să facem câțiva pași împreună, să vedem și cât s-a montat față de săptămâna trecută când am făcut vlogul pe care mi l-a filmat fetele. Dar până atunci, haideți să coborăm să vedem live cum arată. Între timp am ajuns la S2, S3, S5. După cum vedem, suntem la peste jumătate, deoarece dacă ne uităm în spate, se vede foarte clar și frumos că am trecut de jumătatea acestui parc. Și de asemenea și aici bate vântul, dar repet, e un lucru bun că bate vântul, pentru că acest vânt face ca mai departe, când ele vor fi în funcțiune vara, la temperaturile de peste 40 de grade, peste 70 de grade la nivelul panoului, în cazul în care ne uităm cât este temperatura pe suprafața lui, ele vor scădea pentru că sunt răcite. Aceste culoare de aer sunt foarte folositoare și după cum vedeți, am trecut de jumătate. Mai departe se toarnă beton, tălpile de beton în aceste forme și se fac mai departe și fermele de fier, se sudează astfel încât să înaintăm așa cum trebuie. Ele sunt toate făcute, dacă vă uitați lângă gard, sunt deja poziționate, deci totul este ca și material aici. Vă oferim această transparență în primul rând pentru ca să știți cum funcționează, să vedeți cum se crește un parc de la zero și dacă mi urmăriți vlogurile în această privință, veți vedea în fiecare săptămână sau lună, cel puțin lună, cum de la vlog la vlog creștem parcul S2, S3, S5 și bineînțeles și celelalte. Ei bine, dacă facem câțiva pași să ajungem și la panouri, o să vedeți, toate au etichetele de la Longi pe ele, nu ne bate în joc, LR5 72HP H 545M. Verificați pe internet și o să vedeți că sunt cele mai scumpe panouri care există la ora actuală, oriunde le-ați cumpăra. Mare atenție că au apărut și fake-uri, care sunt doar panouri lungi între ghilimele, de aceea este important ca să vedeți absolut toate aceste amănunte, cum ar veni și eticheta și codul QR ca să poată să fie folosit și verificat dacă acest panou există, pentru că fiecare panou are un cod QR, are un cod de bare, de obicei la cele care nu sunt reale lipsesc aceste elemente și mare atenție de la cine le cumpărați, dacă cumpărați chiar și pentru acasă, pentru că îi faceți o investiție pe 20-30 de ani și e păcat ca să vă scârciți. Suntem mult prea săraci ca țară să ne zgârcim la astfel de lucruri, trebuie să luăm calitate. Așadar, avem cea mai bună calitate, panourile Longi, putem face și testarea cu copilul pe ele. Ia să demare ea, cum e? Ia sar puțin pe el. Vrei tu să sari, Ares? Hai, sari! Acum se face testarea panourilor, sperăm să nu se spargă, nu este... Oh! Și speriați, sari, Ares!
Bravo, bravo. După cum vedeți, aș putea să mă pun și eu să sar. Ele sunt foarte, foarte rezistente, da? Mai mult atât ce să vă arăt. Panouri lungi, dragii mei, nu ne batem joc. Așadar, mergem mai departe cu S2, S3, S5 și facem câțiva pași ca să ajungem până la rândul unde sunt deja panouri, ca să vă arătăm progresul pe care l-am făcut față de ultima dată când am filmat aici. Suntem cam pe unde s-a ajuns cu lucrarea. Uitați-vă ce mult s-a mișcat treaba de ultima dată, de săptămâna trecută doar, de când v-am filmat vlogul celălalt cu copiii. Uitați aici cât de mult am avansat, cât de mult s-a pus, nu era niciun panou montat de atunci până acum. Avem 4 rânduri de panouri. La ora actuală, 20% din parc este în totalitate gata, finalizat. Am ajuns cu structura până la jumătate. Uitați cât de departe este capătul parcului, practic. Și deja, cumva, am trecut de ce a fost mai greu, pentru că l-am poziționat. Este și înălțat rândul din spate ca să prindă mai mult soare decât este în mod normal prevăzut pentru lunile de iarnă. Și după cum se vede, folosim lungi. Uitați-vă la palet cum arată. Totul este cât se poate de transparent și în favoarea dumneavoastră, cei care urmăriți toate aceste detalii, pentru că știți ce să verificați. Și mai departe, știți că în fiecare an, echivalentul a 710 pomi sunt salvați datorită unui palet în fiecare an. Și gândiți-vă că în acest parc avem undeva la cel puțin 10 ori 26, 260 de paleți, da? Ori 260 ori 710 copaci. Uitați-vă acolo, 12.900 kg de emisii CO2 sunt salvate cu acest parc. Hopa, Ares, ce faci, măi? Hopa, a mai rămas unul. A rămas doar unul. Ares, ești bine? Da, e bine, e ok. A mai rămas un copil în funcțiune și încă 3 în oraș. Nu vă faceți griji că avem. Așadar, dragii mei, v-am arătat aceste detalii ca să știți progresul, să știți cum suntem. Știu că unii urmăriți, vreți să vedeți detalii despre partea aceasta de panouri fotovoltaice, partea de construcții. Vreți să vedeți unii doriți să investiți în acest domeniu, vreți să faceți un parc acasă. Eu vă recomand să veniți alături de noi, pentru că luăm noi toate problemele în spate și cu cei 9 ani, credeți-mă că am învățat foarte multe lucruri pe care v-aș recomanda să nu le învățați pe proprii bani. Foarte puține persoane știu că costul unui post de transformare este peste 100.000 de euro la un parc. Așadar, unii cu 20, 30, poate 100.000 care vreți să investiți, nu prea aveți la ce să investiți, pentru că sunt prea puțin. Așadar, bine veniți alături de noi, vă cumpărați o parte din ceea ce vedeți aici și mai departe câștigați în fiecare lună pentru această investiție pe care ați făcut-o, în fiecare lună, atât timp cât soarele răsare, atât timp cât oamenii consumă energie. Și după cum vedeți, suntem și cu acest parc la marginea unui cartier de case, într-o zonă frumoasă, într-o zonă cu vânt, într-o zonă în care vara panourile vor avea parte de răcoare din partea mediului natural în care sunt și de asemenea este o zonă fără praf. Pentru că e un lucru important și acesta, dacă alegeți o zonă cu praf, ele trebuie spălate foarte des. Ei bine, aici nu este praf, bate vântul, plouă foarte des, care are un avantaj foarte mare. Toate lucrurile în favoarea noastră, pentru că totul a fost făcut cu cap, cu experiența a 9 ani de zile, în care noi producem energie pentru cei care au dorit să fie alături de noi. Așadar, am fost la parcul S6, S7, S8, S9, S10, care este la nivel de pământ, am făcut doar gardul, am venit aici, vă arăt un parc care este la nivel de structură, jumătate terminat, panouri montate și mergem mai departe la parcul S1, pentru că am o surpriză pentru cei care ați stat până acum, un parc care este în totalitate terminat, legat, conectat și mai avem doar ultimii pași, aceia de a schimba postul trafo din rețea și mai departe să-i dăm drumul la injecție ca să înceapă să vină banii. Am ajuns la un parc complet S1 pe 400, după cum îl știți deja, l-am filmat de mai multe ori, este complet, este legat, este la ultimul pas care îl mai avem de făcut și asta vreau să vă arăt astăzi, pentru că e ziua cea mare. Uitați-vă acolo la postul de transformare cum se lucrează, pentru că așa după cum se vede a venit toată distribuția electrică aici pentru ca să monteze în acea căsuță postul de transformare de 630 și în aceste imagini pe care vi le arăt filmate exact de acolo, dacă vă uitați bine, apare scris 630 de kilowați. Așadar, am montat postul de transformare pentru acest parc. Rămâne ca electrica să ne dea drumul la certificatul de racordare, iar după aceea, conform legii, timpul care se oferă în mod normal, să începem să injectăm.
Este vară, imediat ne apropiem de luna iunie, suntem deja în luna mai. Așadar, din iunie, iulie, august, cele mai bune luni, vom avea parte de bani din parcul S1, energie de la soare, în câmp, unde este răcoare, unde plouă, unde panourile sunt curate, nu trebuie să le spălăm cu acele mașini pe care probabil că le-ați văzut în mai multe videouri, pentru că plouă natural și de asemenea, dacă trebuie să le spălăm, o facem cu drag, pentru că le administrăm așa cum am făcut în ultimii 9 ani de zile. Acestea fiind spuse, haideți să tragem câteva concluzii în mașină, pentru că afară bate vântul și haideți să ne bucurăm de imagini de la parcurile noastre, imagini de la ceea ce am făcut până acum, deschiderile pe care le-am avut, oamenii bucuroși cu care ne-am asociat, oameni care câștigă lună de lună bani din energie pentru că au investit în ceva sigur pe 20 de ani și în ceva care nu depinde de neapărata muncă a lor. Așadar, ne bucurăm că există soare, ne bucurăm că există soluții pentru energie de la soare, iar mai departe vom folosi această energie pe care împreună am reușit să o adunăm atât în parcurile acestea, cât și în parcul S11 de producător. Și plecând de la parcul S1P400, care seamănă foarte mult la denumire cu S11P400, doar că acesta are 400 de kW, iar S11 are 5000 de kW. Așadar am plecat de la S6, S7, S8, S9, S10, la care suntem la nivel de pământ, am făcut gardul, am făcut ramele pe care vor fi puse panourile, deci hai să zicem undeva la 20% din parc este gata. După care am trecut la parcul S2, S3, S5, care este deja până la jumătate gata, cel puțin. Așadar, putem să considerăm că 60% minim, poate chiar 70% din parc este gata. Și am trecut mai departe pe la parcul S1, care este gata în proporție de 95%, iar cei 5% care lipsesc sunt exact ceea ce v-am arătat. Legarea în post, partea de acte, partea de verificări, echilibrări, eficientizări, care nu depinde neapărat de mine, depinde legislație, depinde bunul mers al lucrurilor așa cum merge el. De aceea nu vreau să grăbesc nimic, nu vreau ca să facem șmecherii, nu vreau ca să întindem coarda sau să rezolvăm așa cum poate unii se așteaptă să o facem în România, pentru că prefer să fie siguranță, prefer să fie un lucru care să ne putem bucura de el. Din Solera X producem energia ta pentru următorii 20 de ani. Așadar, după cum vedeți, frumosul parc se întinde până aici, iar mai departe trebuie ca să vă spun că vom avea filmări și cu S11, însă deocamdată nu ne-am apucat de acest parc, vom face din 15 mai, iar de atunci vom începe ca să vă arătăm imagini și pentru acel parc. Prima dată ne vom vedea pe 28 mai la seminarul investitorilor, unde voi veni ca de fiecare dată, ca în fiecare lună și voi fi alături de voi ca să discutăm, ca să tragem concluzii, ca să vă răspund la întrebări și ca să fiu cât se poate de prezent alături de voi pentru ceea ce urmează următoarea perioadă. Dacă doriți să veniți mai departe, cei care aveți pentru prima oară aceste informații, cu o investiție în panouri, vă așteptăm cu mare drag, totul este la vedere, totul este sigur, totul este cât se poate de pas cu pas arătat, pentru că mai departe, atât noi, cât și voi, să fim mulțumiți de energia pe care o producem de la soare. Așadar, indiferent de lucrurile care vor urma în următoarea perioadă, suntem pregătiți, deoarece atât timp cât va fi soare și în fiecare zi el va crea lumină pentru noi, vom produce energie pentru următorii 20 de ani, de pe urma căreia vom câștiga bani în fiecare lună, atât timp cât vom avea panourile îndreptate spre soare. Vă mulțumesc, vă doresc succes și hai să facem lucruri frumoase împreună!